Apropierele dintre țările române, care au prefațat unirea din timpurile moderne, au fost o realitate încă înainte de momentul semnificativ al lui Mihai Viteazul. Este mai puțin știut faptul că în anii premergători domniei acestuia, în 1591, 1592 și 1593, tronul de la București a fost ocupat de doi voievoți moldoveni, Ștefan Surdul, fiul lui Ioan Vodă cel Viteaz, și Alexandru Zis cel Rău, urmașul lăpușnenilor. Aceasta, după anii în care doi frați încoronați din stirpea dreculeștilor munteni, au domnit, mai mult sau mai puțin concomitent, la București, Alexandru al II-lea Mircea, și la Iași, Petru Șchiopul. Descendentul lor, Radu Vodă Mihnea, a fost la începutul veacului al XVII-lea domn alternativ în ambele țări române, prefațându-i pe principii fanarioți care, iarăși, au cărmuit alternativ în cele două capitale de-a lungul întregului secol al XVIII-lea, precum cei doi mavrocordați, cărturarii Nicolae și Constantin, precum Grigore al II-lea Ghica, sau Alexandru Ipsilanti spre a aminti pe cei mai însemnați. Simbolic, parcă, la începutul domniei unificatoare a al lui Alexandru Ioan Cuza, în 1859, 1860 și 1861, guvernul Moldovei a fost condus de munteanul Ion Ghica, iar cel al Valahiei de moldoveanul Manolache Costache pureanu, mărturisind astfel voința națională de unir a Romanilo.